Servus, my friend! N-ai să crezi, nene, zonă mirifică! Suntem în România, bineînțeles, aici nu este nici Elveția, nici Austria, nici Nemția, nici Slovacia, Slovenia, ce mai vrei tu? Suntem în România, nene, și asta ne place, cu siguranță că îți place și ție. N-o fi atent, mă uitam la țurțurii ăștia, dacă îi pot numi așa. Erau în spate mult mai mari și era o parcare, știi? Și am observat pe cineva care tocmai își făceau poze cu ei. Și stăteam și mă gândeam, zic, bă, totuși afară sunt într-adevăr minus 3 grade. Dar, dacă Doamne ferește se desprinde un din ăla și cade lângă tine. Da. Vezi cum este, sunt foarte multe locuri din astea faine, eu am mai povestit, unde, da, într-adevăr, merită să-ți faci poze, să vezi exact zona, să o simți, să o înțelegi, dar este și foarte riscant în același timp. Am auzit copiii, nu vreau să dau idei, dar puști din ăștia de 10, 9, 8, 16, 28, 318.000 ani care se urcau undeva pe tren, pe vagon. Încearcă să înțelegi înainte să faci. Da? Este un curent enorm acolo, te prăjești de nu știi de tine. Nu ai de ce să te apuci, nu ai nicio secundă, se formează un arc electric. De asta eu fac apel la tinerii care vor să facă anumite lucruri sau sunt în anumite cercuri în care unul vine și spune, bă, hai să facem nu știu ce, știi? Adică e ca și cum vine la mine cineva și zice, bă, hai să spargem o mașină. Gata, frate, hai să o facem. Bă, ia stai mă puțin. Ce? Stai mă, stai așa un pic să ne gândim care sunt repercursiunile. Ce mă, nu ne prinde mă nimeni, ia. Bă, stai mă un pic și dacă ne prinde... Apoi nu, vedem, bă, stai un pic să o calculăm și dacă este necesar, o demarăm. Dacă nu, o abandonăm. Hai, mă, bă, serios, tu nu ești în grup cu noi, mă, bă, stai, lași, bă, e fricos. Știi, exact așa vine treaba. Așadar, îți recomand să fii laș și fricos uneori și să-i lași pe deștepții ăia să se ducă să spargă mașina. Și să nu faci parte din gașca respectivă. De ce? Pentru că nu este în conformitate cu principiile tale, cu valorile tale, cu gândirea ta. Sunt foarte mulți copii, pot să-i numesc așa, sper să nu te superi, care au avut de suferit. De ce? Pentru că nu au gândit. Da? Pentru mine este foarte important să fiu foarte mare prieten cu cineva ca să vină să-mi împărtășească aproape toate secretele. De ce? Pentru că dacă este o problemă, întotdeauna este minim o soluție. Și tot timpul creierul, dacă a făcut problema, trebuie să caute soluția. Nu există nu se poate, nu există nu pot, este soluția. Trebuie căutată soluția. Așadar, dacă și tu faci parte din grupuri din astea care nu te acceptă pentru că nu ești ca și ei, eu îți recomand să-ți găsești alt grup. Cu siguranță poți să-ți găsești grupul care are aceleași valori ca și tine. Și noi avem un grup de WhatsApp, poți să ai acces la el doar alăturându-te canalului, nu abonat, alăturat, este altceva, este o diferență. Și aici noi povestim destul de multe lucruri, aș putea spune. Grupul nu are foarte mulți membri. Da, un grup poate să aibă 2, 3, poate 4 membri. Depinde ce fel de grup ai tu. Ai avut grup la scara blocului, ai avut grup la școală, ai avut grup la sport. Da, cunoști foarte mulți oameni, dar la un interval de timp nu o să poți să apelezi decât o singură persoană. Adică eu, spre exemplu, îți spun acum, dacă am o problemă la 2 noaptea, știu pe cine trebuie să sun.
Iar pentru mine este important să știu că pot să mă bazez pe cineva. Așadar, o să întâlnești destui oameni în decursul jocului care o să ai impresia că te poți baza pe ei, dar nu sunt ceea ce par. Îți recomand să faci și niște teste. Nu pot să-ți spun despre ce este vorba, dar poți să le gândești și tu. Ai mare grijă în ce gașcă din asta te bagi, pentru că, mai ales dacă ești major, ai sfeclit-o. Ce înseamnă ai sfeclit-o? Caută pe Google. Sunt riscuri foarte mari să te duci unde nu trebuie, la o vârstă care nu trebuie. De asta îți recomand să te gândești înainte să acționezi. E foarte important. O secundă, un minut te poate duce pe o altă parte. Da? Respinge-i pe cei care îți spun că ești laș, că nu vrei să spargi acea mașină sau să faci nu știu ce Dumnezeu de lucruri. Respinge-i, du-te și caută pe alții. E ok, poate nu o să găsești pe nimeni într-un timp scurt. Rămâi singur. E mai bine așa. Îți spun și de ce. Fiind singur, încerci să-ți organizezi niște lucruri. Încep să-ți formezi poate alte principii. Poate să-ți consolidezi acele principii. Este adevărat că nu tot ce zboară se și mănâncă. Unii mâncau lebede acum vreo 21 pic de ani. Nu le mai mănâncă, pentru că nu mai zboară lebedele. Uite, este o pensiune aici, dacă ai nevoie să te parchezi. Are și butelii, are de toate, și acoperiș, cherestea dacă-ți trebuie, e aici și cumperi. Deci mare atenție, nene, în ce gașcă din asta intri. Te poate costa viața și nu glumesc aici. De ce îți spun asta? Este important să faci lucrurile la vremea lor. Am mai dat exemplul acesta. Sunt oameni care au familii, da? Au întreținere de plătit, chirii, habar n-am, și ei merg în cârciumă și ei merg și joacă jocuri din alea de noroc. Tu îți dai seama cât de aiurea este. Nu pot să-ți spun că nu am făcut, dar am făcut-o la timpul potrivit. Nu pot să-ți spun că nu am consumat alcool, că te-aș minți, eram rupt. Dar am făcut la timpul potrivit. E foarte important să le faci când trebuie. E vital pentru tine și pentru cei din jurul tău. Probabil nu mă crezi. Probabil nu-i crezi nici pe părinții tăi. Probabil nu crezi pe nimeni. Poți să încerci foarte multe lucruri să faci, dar atâta timp cât riscul de a ajunge la pușcărie, de a omorâ un om, există, nu îl face. E prea periculos din punctul meu de vedere. Dar trebuie să îți asumi responsabilitatea. Ești curios despre ce fac cinci prieteni, așa zici, prieteni de-ai tăi într-o cameră la 3 dimineața de râd ca porcii? Intră peste ei, vezi despre ce e vorba, cercetează puțin. Dacă nu e de tine, pleacă de acolo. N-ai ce să cauți acolo. Și nu face lucruri pe ascuns. E foarte important să înțelegi că părinții tăi, în marea majoritate a cazurilor, sunt prietenii tăi. De foarte multe ori sunt părinți care nu-și înțeleg copiii. Părinții vin și spun, uite, ar trebui să urmezi o facultate, să te faci doctor. Și el vine și spune, bă, mie îmi place să pictez, bă, lăsați-mă în pace. Da? Și vine și zice, păi bine, dar din pictură nu o să trăiești. De unde știi, mă, tu? De unde știi tu? Tu ca și părinte, de unde știi? E ok, înțeleg că-i vrei binele, dar lasă-l în pace. Cât o să-l mai ții sub aripă? Lasă-l în pace. Trebuie să-l lași să se pună pe picioarele lui singur. Trebuie să facă 2-3 picturi, să le vândă cu 6 lei. Da?
Următoarele picturi le va vinde mai bine. Se perfecționează mâna, piciorul, nasul sau altă chestie. Înțelegi? Lasă-l să facă lucruri. E foarte important să-l susții atunci când cade, da? Deci atunci când cade, nu te duce să-l ridici de mână. Foarte multă lume se uita și la mine în parc și zic, mamă, zic, ce chestie, bă, dacă te-ai dus pe o parte, așa, zic, fenomenal. Și zic, hai, ridică-te, ajută-mă, poftim, să te ajut, dar poți să faci asta singur, e ok. Ai căzut, o să mai cazi, stai relaxat, e important sus, dar cum să nu? Și lumea judecă, nu mai judecați alte persoane, nu sunteți în postura de a judeca alți oameni. Și eu o mai fac, dar involuntar. Îți repet încă o dată, nene, ai grijă în ce gașcă te duci. E vital pentru tine, chiar pe zona asta, pe tronsonul ăsta, m-a scos cineva afară aici pe drum. Nu era zăpadă, nu era nimic. Era camion, o mașină mică, am vrut să depășesc. Nu s-a uitat în oglindă, nici semnal nu a pus și pur și simplu a ieșit de pe bandă. Mi-a ieșit undeva aici, în colț, la jumătatea mașinii era. Și zic, ce fac cu ăsta? Dau în el? Sau mă duc pe trotuar și mă opresc la mese? Și m-am dus la mese. L-am găsit câteva sate mai încolo. A zis că nu și-a dat seama. L-am și claxonat, i-am dat flash-uri, i-au dat colegii pe stație, n-am mai avut cât să fac și asta. De asta zic, foarte mare grijă. E important. Hai, ciuți!